Salutare prieteni, astăzi ne-am ocupat de o mașină de spălat vase Beko. Beko cu 5 programe. O mașină destul de bune. Problema a fost la sertarul de detergent. Acesta nu se mai bloca. Deci nu se mai bloca și nu mai putem pune pastila ca să elibereze pastila. Bun, ideea e că dacă se întâmplă așa, putem pune pastila și direct înăuntru, că nu se întâmplă nimic, dar ideea e că vrem să fie funcțional. Ce s-a întâmplat? Vedeți țâmburușul ăsta de aici. Țâmburușul ăsta de aici, efectiv, o sărit afară, are aici în spatele ușii, imediat să focalizez, are un arc. Da, să vedem dacă se vede. Da, are un mic arc care o sări de la locul lui. No, acum ce am făcut? L-am repoziționat și acum funcționează. Să închidem clapeta. Așa, și acum mai dăm o dată cu mâna. S-a auzit? Mai închidem o dată și vom și porni mașina. Am închis-o, așa, imediat, așa, n-are bai, lăsați acolo, așa, pornim mașina. Acum așteptăm să se activeze capsula. Mașina acum se alimentează cu apă și în decurs de 3, cât să zic, un minut ar trebui să termine cu alimentatul, să înceapă să spele și să activeze caseta. Vedem imediat. După cum vedeți, a trebuit dată jos complet fața de ușă. Imediat, dacă nici nu zic nimic, să o și auzim. Cum se duce? Clapeta a fost activată, pastila a căzut, mașina deja a început să spele, probabil că se și aude. Acum vom mai lăsa 2-3 minute să vedem să și încălzească, să ajungă la o mică temperatură ca să ne dăm seama că funcționează cum trebuie mașina. Voi monta fața și cam despre asta este vorba. O
mai lăsăm un pic să meargă. Am pus pe programul scurt de 28 de minute. Și cam asta a fost. O zi bună!